revenim la discuția noastră despre well-being. Ne-am întâlnit acum un an când povesteam despre cum m-a influențat pe mine sau cum mi-a schimbat viața acest proces de a învăța despre ce este well-being-ul și de a aplica unele, să zic așa, teorii în viața mea. De atunci, parcursul meu de învățare a continuat. Am continuat să mă cunosc mai bine și să mă înțeleg mai bine și cred că asta este un factor foarte important în starea mea de bine, în ceea ce îmi dă o stare de bine. Din două perspective. Una, să înțeleg mai multe despre temperamentul meu și despre biologia mea și despre cum sunt eu construită și cum gândesc, reacționez și simt. Și după aceea să înțeleg mai bine și pe ceilalți, de exemplu membrii familiei, pentru că tot am fost izolați în pandemie și am petrecut atât de mult timp împreună, să înțeleg de ce suntem diferiți și cum trebuie percepute aceste diferențe și cum putem trece peste niște, să zic așa, neînțelegeri din această prismă, că percepem diferit realitatea datorită temperamentului nostru. Un al doilea lucru a fost să-mi înțeleg mai bine schemele mele de viață, experiențele mele trecute și cum acestea mă influențează în interpretarea realității și să-mi dau seama de multe ori că nu-i despre celălalt, ci despre mine și să mă liniștesc singură. Deci dacă mă înfuriu pentru o anumită reacție a cuiva, să-mi dau seama că de fapt aceasta, să zic așa, declanșează reacția mea pentru că în trecut am trăit unele experiențe similare și dacă încep să le înțeleg, să le analizez puțin mai bine, îmi accept mai ușor sentimentele, să zicem, de frustrare, de furie, de anxietate și le las să treacă și să vină și să treacă în mod natural. Din alt punct de vedere, am învățat mult mai mult și mai ales în perioada aceasta de pandemie să trăiesc în prezent, să mă bucur de momentul prezent și de ce ne oferă el acum. Și să mă bucur mai mult de natură și de faptul că în natură practic nimic nu se schimbase, totul era la fel, natura și urma cursul, primăvara a venit, toate au înflorit, deci cumva aveam de ce să ne bucurăm, chiar dacă în jurul nostru se vorbea de boală și de decese și de... Și am fost proactivă în sensul că m-am focusat pe ceea ce stă în sfera mea de influență. Deci am încercat să nu mă gândesc la lucruri pe care nu le pot influența, ci să mă concentrez pe ceea ce pot să schimb eu. Și asta este mult din ce pot face acum, ce pot face. Să mă bucur de cei din jurul meu, să mă bucur de, să zicem, natură, că, pentru că noi locuim într-o casă în natură, să zic așa. Și am învățat să fiu mai mindful, mai prezentă, mai ancorată în prezent, să zic așa. Cam asta ar fi așa, pe ce m-am concentrat în ultima vreme și cum, să zic așa, am rotunjit procesul meu de dezvoltare în lumea well-being-ului.